Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru joi 13 mai. Haideți să vedem pentru joi 13 mai ce mesaje suplimentare au cărțile de tarot pentru această zi în care soarele face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Hai să vedem mesajele de la cărțile de tarot pentru această zi de joi, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, interesant. În primul rând aici pe partea de dragoste avem o arcană majoră foarte frumoasă, temperanța, cumpătarea. Cartea care în tarot reprezintă zodia săgetătorului. Dacă aveți de-a face cu un săgetător, lucrurile par foarte bine aspectate astăzi. Sau dacă voi sunteți în zodia săgetător sau aveți ascendentul, luna natală sau alte plasamente planetare importante în acest semn zodiacal, iarăși lucrurile par foarte frumoase pentru voi în această zi. Conversația plăcută de sextil între Soare și Neptun va da întregi zile pe toate planurile un aspect așa de poveste, de ireal, de basm, de feeric. Prin urmare, aceasta va fi o zi ideală să vă cuibăriți în pat cu o comedie romantică, cu o carte bună, să vă uitați la filme, să vă uitați la televizor, să vă pierdeți într-o lume imaginară. Pentru că dacă nu sunteți atenți, riscați să vă imaginați în realitate niște lucruri care de fapt nu sunt acolo sau nu sunt reale. Și pe partea de dragoste, acest mesaj de cumpătare vine în contrast cu aspectul astrologic al zilei, cu sextilul Soare-Neptun și vă îndeamnă să fiți cumpătați atunci când lucrurile par să fie prea bune, nu par reale, par magice, par de basm, de poveste, s-ar putea ca într-adevăr acolo să fie doar povești, doar basme, să nu fie nimic real, nimic de substanță în spate. Prin urmare, încercați astăzi să evitați luarea unor decizii majore, drastice, a unor schimbări radicale în viața voastră. Mai așteptați 2-3 zile pentru a face schimbările radicale pe care vreți să le faceți, chiar dacă astăzi vă apare pentru prima oară acest gând sau această idee sau această propunere, mai cugetați asupra ei 2-3 zile și dacă până la finalul săptămânii continuați să aveți aceeași părere, atunci e ok să acționați. Pentru cei care sunteți dezamăgiți că ceva în relația voastră sau într-o posibilă relație nu a ieșit așa cum voi ați sperat, așa cum v-ați dorit, așa cum v-ați imaginat, țineți minte că aici îngerul temperanței veghează asupra voastră și e posibil ca acele lucruri să nu fie ieșite așa cum v-ați dorit voi, pentru că nu era în plan pentru voi, nu era scris pentru voi, nu era pentru binele vostru suprem. Aveți încredere în divinitate, aveți încredere în planul divin pentru voi, pentru partenerul vostru, pentru partenera voastră, pentru traiectoria voastră de viață, pentru că aici un înger păzitor veghează asupra voastră. Pe partea de sănătate avem aici Cavalerul de Bâte, o carte foarte frumoasă care în această zi vă îndeamnă să faceți activitate fizică intensă. Orice sport de echipă, sport în aer liber, orice tip de mișcare sau de activitate fizică care pune sângele în mișcare, care vă face să transpirați, să vă obosiți puțin, este foarte, foarte benefică pentru voi astăzi. Pentru cei care nu puteți, nu aveți condiția fizică să faceți o activitate foarte intensă, încercați cel puțin 30 de minute să vă plimbați în aer liber sau să petreceți timp împreună cu animalele de companie, pentru că toate aceste lucruri o să fie foarte benefice pentru voi, pentru starea voastră de sănătate în această zi. Spre seară e posibil pentru o mică parte dintre voi să aveți ușoare stări febrile, vedeți aici aceste flăcări și aceste artificii, sau ușoare migrene, dar
dacă beți suficientă lichidă de-a lungul zilei, dacă faceți suficientă mișcare de-a lungul zilei, dacă stați destul la soare și vă mișcați suficient, aceste lucruri s-ar putea să nici măcar nu le resimțiți sau să treacă mai ușor. Pentru cei care o să aveți astăzi anumite intervenții medicale, mai mici sau mai mari, lucrurile sunt foarte bine aspectate. Cavalerul de bâte este un cavaler care iese tot timpul victorios, nici nu știe cum, dar norocul e tot timpul de partea sa și chiar dacă situația pare foarte nasoală, foarte neagră, norocul este de partea acestui cavaler și îl va ajuta tot timpul să iasă învingător, să iasă nevătămat, teafăr și nevătămat din orice situație. Prin urmare, nu vă îngrijorați, chiar dacă o să aveți intervenții chirurgicale astăzi sau dacă o să mergeți la medic pentru niște analize, pentru un tratament, pentru o terapie, lucrurile o să iasă foarte bine. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici 5-ul de bâte, o carte care vine cu un risc și cu un avertisment. Riscul este de certuri, de contraziceri, de conflicte la locul de muncă sau în afaceri, fie cu colegii voștri, cu superiorii, subalternii, cu un client, cu un furnizor, cu o companie rivală. Indiferent de situația în care vă aflați, aici trebuie să aveți grijă la aceste conflicte. De ce? Pentru că fiecare persoană implicată în acest conflict, în această contrazicere, în acest schimb de opinii și de idei, are impresia că are dreptate și că este îndreptățită să simtă, să creadă și să spună ceea ce îi trece prin minte. Vedeți aici că fiecare din aceste 5 persoane care apar pe această carte vede realitatea, vede cerul, vede lumea prin propria sa oglindă, prin proprii săi ochi, prin prisma propriilor sale experiențe și cunoștințe. Și astăzi puteți să evitați foarte multe probleme dacă sunteți conștienți de acest lucru, de faptul că fiecare dintre noi este limitat de propria noastră viziune, de propriile noastre experiențe și dacă încercați să vă puneți în pielea celuilalt, o să puteți să evitați o grămadă de probleme și o să puteți să-i convingeți folosindu-vă de diplomație și nu de forță brută, să convingeți oamenii să fie de partea voastră, să vă susțină, să vă ajute, să coopereze, să colaboreze cu voi. Pe cât posibil încercați să evitați astăzi certurile, contrazicerile, lăsați de la voi și căutați calea diplomației. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol, de la cardurile de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru ziua de joi, 13 mai. Am un potențial nelimitat. Să mă iubesc pe mine și să am gânduri vesele și bine alese reprezintă cea mai rapidă cale de a-mi crea o viață minunată. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!